Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care prevede declasificarea unei hotărâri CSAT din 2005, ce se referă la lupta împotriva corupției, fraudei și spălării banilor. Articolul 1 al acestui proiect instituie faptul că toate documentele încheiate în baza acestei hotărâri CSAT și care conțin documente clasificate sunt declasificate de drept, fără mai fi nevoie de o altă procedură. Legea conține și un amendament propus de fostul președinte Traian Băsescu, care se referă la colaborarea dintre DNA și SRI. De la intrarea în vigoare a prezentei legi se desecretizează toate planurile de cooperare realizate între DNA și SRI în baza articolului 15 din protocolul de cooperare dintre parchetul general și SRI pentru îndeplinirea sarcinilor cele revin în domeniul securității naționale. Se mai spune în articolul 1 al acestui act normativ. Legea stabilește că aceste documente vor fi centralizate la Comisia Comună de Control Parlamentar a SRI și pot fi consultate de persoanele interesate la sediul acesteia la cerere. Legea mai instituie faptul că persoanele care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim de efectele produse de de documentele prevăzute la articolul 1 au posibilitatea în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii să se adreseze instanțelor competente pentru constatarea încălcării drepturilor și libertăților fundamentale și pentru repararea prejudiciului suferit. Conform proiectului adoptat astăzi de Senat, cauzele în care au fost pronunțate hotărâri definitive și în care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale în perioada de existență a documentelor prevăzute la articolul 1 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii. Proiectul de lege a fost inițiat de liderul PSD Liviu Dragnea, președintele de Călim popescu Tăriceanu și de deputatul PSD Mircea Drăghici. Actul va ajunge acum în Camera Deputaților, care este cameră decizională în acest caz.